Ionel Soare din Giuvărești cultivă porumb zaharat de aproape un deceniu. De câțiva ani, pentru a obține știuleții la debutul sezonului estival și pentru a obține un preț cât mai bun, fermierul cultivă porumbul în solar. În aceste zile a pregătit terenul și a trecut la plantat. Speră să obțină primele cantități peste aproximativ 2 luni. Avantajos, în orice caz. Munca nu este cea care e grea. Trebuie copilit, trebuie polenizat, stropit și ajutat cu îngrășământ. În comună, cultura porumbului zaharat a câștigat din ce în ce mai mult teren. Cei mai mulți plantează porumbul în spații protejate, încălzite sau nu, în funcție de dotări și de restul legumelor cultivate. Numărul producătorilor de porumb zaharat a crescut, deoarece tot ei au făcut diferența între o altă cultură și cultura de porumb zaharat. Este o cultură extratimpurie, muncă mai puțină, manoperă mai puțină la această cultură și beneficiile sunt la fel. În ultimii ani, cultura a luat amploare și la nivel județean. Cultura de porumb zaharat este cel mai des înființată de fermierii care vor să acceseze fonduri europene. În județul Olt avem peste 50-60 de hectare de porumb zaharat care se cultivă atât pentru ciclu 1 cât și pentru ciclu 2. Iar de câțiva ani de zile avem în zona de sud, în localitatea Giuvărăș, câțiva fermieri care cultivă porumbul zaharat în extratimpuietate în spații protejate. Specialiștii susțin că diferența între porumbul zaharat și celelalte soiuri nu constă doar în diferența de gust mult mai dulceag, ci și în cantitatea importantă de minerale pe care în celelalte legume nu le putem găsi.